tăi. Și reprezint astăzi Asociația de Tineret Unesim, la care sunt coordonator de proiect. Asociația de Tineret Unesim a luat ființă în anul 2005 la inițiativa unor tineri ambițioși care și-au dorit un mediu în care se poată dezvolta frumos. Acești tineri, ajutați de părintele Dorin Sarafi și de părintele Adrian Zopa, au înființat această asociație. Pe parcursul anilor s-au remarcat atât în proiecte cu plan național, cât și internațional. Astăzi, în proiectul Onestim Tineri pentru Tine, vom premia voluntarii care au ieșit în evidență prin dăruire, prin ambiție, inteligență, și am să îi invit în scenă astăzi pe Alexandra Bucătaru, Dana Grozavu, Oana Maria Manea, Adelina Pavelescu, Cristina Rădulescu, Roxana Vădanu, Lăduț Dăboșariu, Mihai Artur Gheorghe, Înainte de a-i da cuvântul postului președinte al Asociației Alexandru Crisean, aș vrea să menționez că proiectul Onestim Tineri pentru Tine nu ar fi putut avea loc fără sprijinul sponsorului nostru, actualmente primarul orașului Onești, Victor Laurențiu Neghină. Acum dau cuvântul postului nostru președinte, Alexandru Crisean. Îți mulțumesc foarte mult, Jerry. Bună seara, la mulți ani tuturor, pentru că indiferent dacă sunteți voluntari sau susținători ai voluntarilor, sunt sigur că toți aveți un aport în acțiunile de voluntariat care se desfășoară atât în Onești cât și în întregul județ Bacău. Le mulțumesc foarte mult colegilor mei care au ținut să-mi facă o surpriză și să mă nominalizeze în această seară la titlul de voluntarul anului, pentru că în prima parte a acestui an, e drept, am avut foarte multe activități de voluntariat îndreptate, în special pe zona civică, însă din a doua parte a anului am reușit să-mi investesc timpul petrecut în afara profesiei mai mult în interesul orașului, în administrația publică locală a orașului Onești. Așadar, vreau să-i felicit pe tinerii de la Onestim și să sperăm că în continuare vom reuși să avem proiecte cât mai frumoase în Onești. Și, de asemenea, trebuie să-i felicităm și pe cei de la FSC, pentru că pentru a șasea oară depun efortul de a ne da ocazia să ne premiem voluntari și să îi recompensăm pentru activitatea lor depusă într-un an de zile. N-am să vă mai țin, pentru că se apropie sărbătorile, nu pot decât să vă doresc să vă bucurați de Crăciun și să vă găsiți bucuria Crăciunului în oamenii dragi care vă înconjoară. Sărbători fericite și la mulți ani!